Șoferii prinși băuți sau drogați la volan pot rămâne pieton timp de un deceniu, conform legii adoptate marți de Camera Deputaților în calitate de for decizional. De asemenea, în astfel de cazuri, instanțele nu vor mai putea dispune amânarea executării pedepsei. Proiectul de lege a fost inițiat după tragedia rutieră de la 2 mai, în care doi tineri și-au pierdut viața și alți trei au fost grav răniți, după ce au fost loviți de mașina la volanul căreia se afla un șofer aflat sub influența drogurilor. Așa cum este formulată noua lege, nu conduce automat la suspendarea pe 10 ani a dreptului de a conduce, dar lasă la latitudinea magistraților posibilitatea de a decide interzicerea exercitării dreptului de a șofa până la 10 ani. Până acum, instanța nu putea impune termene mai lungi de 5 ani. Potrivit noului cadru legal, sancțiunea se va aplica doar conducătorilor auto care au o alcoolemie peste pragul de la care consumul de alcool devine faptă penală, însemnând 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge. Conform datelor transmise de Inspectoratul General al Poliției Române anul trecut, peste 1500 de oameni au murit și alți circa 3550 au fost răniți în accidente rutiere.